Salutare prieteni, bine ați venit pe canalul de YouTube Pași Natură. Astăzi o să încerc să urc pe vârful Toaca din Piatra Neamț. Am ales cel mai scurt traseu, cel care urcă pe un drum neasfaltat prin Poiana Stănilei. Se poate urca cu mașina, nu știu, cu o mașină puțin mai cu garda ceva mai înaltă. Se poate urca până la schitul din Valea Stănilei și chiar mai sus. Noi am urcat ceva mai sus, până unde apare indicatorul cu cabana Duchia. De aici văd că se face o oră și jumătate până la cabana Duchia. Și după care am înțeles că încă 45 de minute, o oră până sus pe vârf. Să anunț o zi frumoasă, stă alături de verișorul meu. Urcăm amândoi. Vedem ce va fi pe traseu. Ne mai auzim. Am ajuns destul de repede și pe vârful Toaca. Fac
făcut aproximativ o oră. Bine, mare parte din traseu pe unde s-a putut am alergat. Dar urca destul de repede, deci pe scări sunt destul de solicitante scările. Dar e foarte frumoasă zona. E prima oară când urc pe vârful Toaca, dar merită. Pentru toți cei care vor să urce, chiar merită peisajul. Dacă prind și o vreme bună, e frumos de urcat. Cel puțin scările. Cine a fost cu ideea scărilor, sunt solicitante, dar e foarte frumos. Cam asta a fost filmarea pentru astăzi. Am făcut 2 ore jumate dus întors, repede înainte, cu tot cu poze, filmări și ce am mai făcut pe sus, pauze. De se poate face lejer, probabil că în mers normal așa, probabil că în 4 ore dus întors de aici din Poiana Stăninlei se poate ajunge. E un traseu foarte fain, chiar îl recomand. E bine de încercat și iarna. Peisajele sunt altele, probabil că data viitoare o să încerc iarna sau copiii. Cam asta e. Dacă vă place ceea ce postez, nu uitați să vă abonați și veți vedea și filmările următoare. Rămâneți cu bine și aveți grijă de voi.